Nu știu și, dar îmi stau mințele pe ultima etapă. Ce ai de? Așteptăm rezultatul, așteptăm rezultatul care l-am dat. Păi nu reacționat la cererea matale de pe internet și ai venit cu hârtie scrisă și ai registrat oficial la registratură, cum se cheamă, la birou de audiență. La birou de audiență am intrat, am depus-o. Și au zis că e chip să te prinească? Au zis că și un informat. Am și un informat că e scris aici, în timp de 30 de zile. Și? Ai de gând să aștepți, să ai răbdare? Nu, răbdarea cam crapă, dar mă aștept din 2015 și o aștept răbdarea aia. De ce ai încercat? La și lăs procuror general? La și lăs procuror general, tot am scris, dar nici cu un rezultat. Nici cu un rezultat. Tot s-a amânat așa și tot s-a făcut cum o vrut ei. Că să nu fiu recunoscut ca parte vătămată, dar să fiu ca martor. Pe un dosar îți spus ca martor, pe a doilea dosar... Dar care, în care dosar? Într-așa în care te-au amenințat, te-au înjurat, te-au... sau ți-au falsificat niște documente? Da, pe primul dosar. Ucigașul copilului rudei matale? Da, pe dosarul ăla m-au pus ca martor, nu ca parte vătămată. Dar pe cine e parte vătămată? Este vreo parte vătămată în dosarul ăla? Nu-i! He? Nu-i, că pe declarație... Și de atunci te plângi, mă, ta? Da, pe declarația depusă... Poate ei îți consideră, statul îți consideră victimă, că au falsificat un document și ce, au beneficiat de ce? De eliberare necondiționată sau cum e acolo? Da, au falsificat că și bine eliberat el din înainte de termen. În loc. Dar de... și scrie în documentul și ala? Că el a avut ceasuri prelucrate și eliberat înainte de termen. Ei, dar ceasurile și alea le dă șeful penitenciarului. Da, șeful penitenciarului. Dar și zici că documentul a falsificat despre mata, din numele matale. Apoi s-a falsificat din numele meu că vedeți că nu m-a pus ca parte vătămată cum prevede legea, dar m-a pus ca martor, că să n-am privilegii mai departe. Dar nu el pune, procurorul pune. Procurorul, da. Spun, procurorul. Dar mă, tata zici că inculpatul, condamnatul, criminalul, au falsificat nu știu document despre mata, sau procurorul a falsificat un document? O falsificat declarație falsă advocatului și eu băgat-o la pensiar. Și scrie în declarație și în declarație scrie că el nu a întors toate răstraturile. Și nu le-a întors. Eu am dat cum dobroc al iert. Ia uite. În primul că se iasă. Și era semnătura mea tale acolo, da? Era semnătura mea falsă, am ridicat mai departe și fără niciun rezultat. Despre asta mă tate ai plâns la Rășcani și s-a ocupat procurorii ce e, da? Da, da, m-am plâns la Rășcani că când pe 22 septembrie a avut el judecată că și e eliberată înainte de termen în 2015, am nimerit și eu la judecată. Și când s-a sculat advocatul lui să vorbească după ce a vorbit, eu spun că eu sunt partea vătămată, eu sunt aici, că nu recunosc declarația. Și domnul judecător îi spune lui domnul procuror Ștăfârță, Dimitri, îi spune, dumneavoastră luați măsuri din partea declarației. Bine, eu am ieșit afară. Adică îți verifice dacă declarația e falsă? Da. Aha. Am ieșit în calidor, după mine iese advocatul Bondariuc Alexandru și începe să mă ugovărească. Avocatul lui, al condamnatului, da, așa? Da, să mă ugovărească. Înțelegeți, noi facem toți greșeli, poate ți trebuie parale, o sumă oricare de asta și să prepunem. Dar eu i-am spus, zic, eu nu merg la așa ceva, zic, eu n-am nevoie să-mi vând copilul, eu nu ni l-am vândut. E încercat să dreagă busuiocul. Da, și matan n-ai vrut bani și atunci i-a dat probabil procurorul să închidă ochii. Am urmărit și în dosul meu stătea domnul procuror Ștăfârță, nu l-am văzut când a ieșit. Dumitru, nu știu cum îl cheamă. Așa. Și el îi spune, zic, hai, matale, du-te la domnul Bondariuc Alexandru, du-te, nu ne ugovărim clientul. Și zice, hai, duceți-vă acasă, eu mâine vă sun să veniți să depuneți cerere. Am așteptat o zi, am așteptat două, nimica. Și? Dar și cerere, că mă trebuie de-am să dai explicație, nu cerere. El, dacă a văzut în instanță, trebuia să autosesizeze, mai ales că l-a sesizat judecătorul și trebuie da. El să vină mă cu cerere. Da, se... Bun, și noi intervenit, Ștefan. Și noi intervenit, nici nu m-a chemat. Asta se întâmpla în 15. În 2015, în septembrie. Și între timp pe așa l-a eliberat? Nu l-a eliberat. S-a deschis dosar penal. Că să meargă
mai departe falsificată declarația din partea mea. Așa. Și-o mărs aia asta, o mărs de câte ori am scris cerere la dumnealor, cât să știu, recunoscut ca parte vătămată, întotdeauna mi-au fost respinse. Am scris cerere la inspectoratul de poliție Râșcani, tot așa au fost respinse și după aceasta iar am mai scris, iar am câștigat la curtea de apel, am scris iar, Dar și Ștefârț până la urmă a scos ordonanță de neîncepere, de încetare a urmăririi penale? Nu, el a scos ordonanță că l-a scos de sub urmărire penală pe avocatul Bondarciuc Alexandru, fără nicio pretenție, fără nicio urmărire. Că să-l pună pe altul. Da, l-a scos și tot o dat vina pe dumnealui. Pe inculpat, pe inculpat, condamnat. Da, acolo el primul raz a dat declarație, că eu am primit declarația pe poștă. Când am controlat eu și am adus dovezi că el nu a primit, s-a schimbat. Nici nu a dat un deținut din penciar care eu nu-l știu. Dar și Mata făcea închetă, nu s-a ocupat de asta procurorul? Lor le trebuie să întindă râzâna să nu se ocupe. A fost transmis dosarul la închetătorul, la Râșcani, la domnul... Ei, un polițist. Da, un anchetator. Acela a întins, a spus că eu lucrez cum trebuie să mă întâlnesc cu procurorul. Și n-am văzut niciun rezultat. O mărs aia asta, o mărs judecata, la judecata am scris plângeri și eu recunoscut, mi-a respins-o. Și lui i-a dat amendă. I-a dat la 9.000 de lei amendă. Dar eu am rămas pentru falsificare de document. Da, i-a dat. Și l-a eliberat între timp? Lui e eliberat, să vă spun, după aceasta eu am m-am stăruit la procuror să depuie mai departe recurs, apel, recurs să nu fie de acord cu amenda. Da, la curtea de apel. Tot Ștefârță. Da, nu Ștefârță, dar de-am altul. Alt procuror, că dumnealui a fost transferat avansat la Procuratura Generală. Da, dacă era bun. Da, și am făcut recurs la curtea de apel, acolo la curtea de apel. Eu, în loc de amendă, i-o dat 4 ani jumate pentru falsificare. I-o dat și el a ridicat la Curtea Supremă, unde acolo m-a împins niște bani care i-o scăzut 2 ani de zile. Presupui că n-ai de unde să știi. Presupunem că nu se scad anii așa ușor fără... Poate așa prevede legea, poate au adus el argumente și s-au adăugat la termenul de detenție sau... Au rămas condiționat sau cum? El de-am era liber, nu? Nu era liber. El a făcut 2 ani de zile. A stat în plus. Da, în plus din 4 ani. S-a acumulat cu pedeapsa cealaltă, da, pentru omor. Dar cât a avut pentru omor? 15 ani, mă zic. Pentru omor a avut 25 ani. Aha, și-a adăugat cu 2, eu mai pus vreo 27 sau ceva. Da, au fost 27 de ani. Din care 27 de ani, el a stat numai 13 ani. Închis? Da, în penciar. El a ieșit pe data de 6 martie 2019, care eu nici n-am știut când el a ieșit. Fix jumătate de termen, da? Da, am aflat din alți procurori că el e... A, bă, bun, dar și acum și pretenția la procuratură. E parcă a făcut cam tot ce-o trebuie din partea lor, nu? A făcut tot ce-o trebuie, dar eu am răstraturile cheltuite, care ei nu ne-au pus că el să ne întoarcă răstraturile. Dar trebuie să faci o acțiune civilă. Trebuie un avocat, ceri unul de stat dacă n-ai bani să plătești. Am avut și faci acțiune civilă în judecată. Ai avut avocat de stat? Da, am avut de și stat. Și nu ți-a propus faci acțiune civilă în cadrul dosarului penal? El a fost tot cum presiune deasupra lui, care el nu putea. Îi dă și el de avocat dacă îi fac presiune asupra lui. Sau că e șantajabil sau incompetent. Nu, îți fac presiune și el singur mi-a spus, da, am presiune și eu nu pot lucra. Halal avocat, dar ce nume are? Cum? Domnul Ion... Ce aduc ăștia? Cadouri? Domnul sau astea sunt haine de procuror pentru o instanță, mă știu. Domnul Ion, zici, băi, familia... Da, nu, e nilodat de la... Uf, cum e familia lui, nu? Hai, și s-a terminat cu asta, el a zis că nu mai pot, amoia eu iar am... După aceasta am dat, dar mai departe cu avocatul Bondariuc Alexandru să răspundă și de ce a fost scos de sub... De sub urmărire penală, dar dacă l-au găsit pe cel de închisoare vinovat? Dat, eu am câștigat, aia asta că să și urmărire penală duse reluată, da. Alexandru. Și el a dat la Curtea Supremă, care i-a refuzat.
Curtea Supremă că el să fie tras la răspundere. Am înțeles. Până în timpul de față, nu-i niciun răspuns. Dosarul a fost la doamna Angela Pleșca, care l-a ținut și... Judecătoare tot... de la Rășcani? Da, nu judecătoare, procuror. Dar procurorul de la Rășcani. Bună. Doamna Pleșca. Da, da, da. Și dumneai tot o făcut, l-a trimis la anchetatorul domnul Sergiu Munteanu, care și așa l-a lucrat sub presiunea, sub presiunea lui Angela Pleșca. După care am scris iară cerere la dumnealui să fiu recunoscut ca parte vătămată. El mi-a respins cererea că mă tale nu dar pot. Dar până la urmă, dacă l-a găsit pe acela din închisoare vinovat, l-a și pedepsit, i-a și dat 2 ani de închisoare. Mă, tam împotriva lui pot să faci acțiune civilă. Mai ales că e la libertate și vrei să-l vezi mai des. Da, am scris o plângere pe dosarul care el a fost, am scris o plângere la procuror și am... Dar și plângere la procuror, dacă el odată a fost găsit vinovat. General. De două ori a fost găsit vinovat. Odată pentru omor și odată pentru falsificare de document. Da. Păi, și acum trebuie acțiune civilă în instanță, de-am, nu la procurori. Da, mă, chiar... Da, mă, și-am uiași advocatul ca un vorbitul dânsul, tot are ceva îndoiele, am văzut să o schimbat convorbirea, se vede că așa este ori cumpărat. Dar și iar ai avocat de stat, și iar nu steme. Nu de stat, asta am advocat plătit. Pe contract. Și tot dă înapoi. Gata, el... E halal de, avocat, da, dar cum de, îi găsești? Unde îi găsești? Pana m-a sustăruit, pana e dumneavoastră advocat, a spus... Vedeți și dreptate la noi, dar nu știu ce să mai faci. A, nu întotdeauna depinde de ei, dar măcar și trebuie făcut toate demersurile oficiale, ar trebui să le facă, curajos, nu zic să fac presiuni și să teamă. Ia ca din cauza asta eu o ieșit în decret, eu i-am spus, dacă dumneavoastră nu puteți să lucrați mai departe, dați-ne materialele și te duci la alt avocat. De care au fost scrise. Nu știu și că și la telefon ea nu răspunde, cam greu răspunde. Și nici amun am pachetul de plin care toate cererile care au fost amânate la procuratură, la judecătorie, la dumneavoastră. Dacă e mai greu ai să o găsești. Nu știu, ne stăruim să găsim. De atât și am scris o plângere la procurorul general să ridice dosarul din, cu dosarul din 2015 care el a fost dat și să vedem mai departe ce a pornit procurorul general și doresc și eu la convorbire cu dumnealui. Nu știu ce să mai cer. Procurorul a făcut cam tot ce a trebuit. Am de-am în instanță, trebuie să te duci și cu avocație trebuie să te judeci. De exemplu, avocatul de stat care te-a lăsat sau aista plătit care a intrat în decret și nu-ți dă documentele. Poți duci să pleci la Uniunea Avocaților, mă tin că ești pe București. Sau la procurator, dar nu cred că e faptă penală și au făcut avocații. Doar nu ți-au cerut bani în plus, mită, chestie, nu? Nu. Apoi, care acțiuni disciplinare, poți să faci o plângere plus, la șefii lor la Uniunea da, Avocaților. Nu putut să lucreze sub presiune, știți aia, să cumpăra mai aias, tot să cumpăr cu bani. Am avut tot o avocată bună, tot soapca de lucru și tot odată jos. Aici lucrează altcineva mai de sus pentru dâns. Așele presiuni sau cu bani, ca așele sunt fapte penale, dar trebuie ea să plângă. Ma ta doar ai suspiciunea, poți să sesizezi procuratura, mai ales procuratura anticorupție, dar n-ai probe. Îți pare că îl presează, îți spune avocatul că îl presează, dar la procuror n-a să recunoască că îi presează. Da, da, fac după cum a ieșit să știu. Să și eu recunosc că parte vătămată pe dosarul ăsta, doar da, ești parte, e fost parte vătămată. Nu, da. Ai zis că martor. Am înțeles, e că asta e singura problemă da, care vrei să te adresezi la Stoia Noastră. Că de ce ești martor? Da, eu am scris că și eu recunoscut și în dosarul ăsta. Care am înțeles, că da, într-adevăr, dacă ești numai martor, nu poți să ceri nu acțiune cere civilă de spăgubiri pentru că nu ești vătămat. Da, la aia așa am mers să mă ia de nou. Și am descris că și eu recunosc că parte vătămată. A, deci vrei să fie revizuit dosarul celălalt. Să fie revizuit dosarul ca parte vătămată, să mergem mai departe. Am înțeles. Să și eu recunoscut, dar cum? Pe ăsta n-am fost recunoscut pe inculpatul ăsta care a stat, dar pe m-a recunoscut, am pe dosarul, a deschis alt dosar pe 32, în căutare pe cineva vinovatul. Vinovatul l-a găsit, Pondariuc Alexandru. E acolo cu 32 dosar. Între cele dosar s-a recunoscut ca parte vătămată. Ia că avem 2 ani de zile de când eu n-am niciun răspuns. Vine dosarul la procuratură,
se duce, vine des aldeie în arhivă când mă duc eu și spun, dar de ce să meargă în arhivă? Iar îl întoarce la anchetator, la Sergio Muntean. Și îți dai seama, în timpul ăsta, toți ăștia sunt plătiți din bani publici. Din și procurorul și anchetatorul și avocatul de stat și judecătorii, câți mai câți, grefieri, secretari. Da. Și am uiat, așa mi-a spus domnul Sergio Muntean, a zis că eu mă ating că dau demisia și mă duc, eu nu mai lucrez sub dosarul de metale. Dar el și funcția are? El are funcție de anchetator. La poliția Rășcani? La poliția Rășcani. Ei, leu. Și nu știm, așteptăm, am stăm cu mâinile în jos, nu știm ce să facem mai departe. Vine azi, vii dosarul? Ori n-ați mai vii dosarul de acolo. Cine știe și să... De atât și am scris petiția la procurorul general. Dar văd că ai și lozinc sub soare. Facem și protest? Am sau lăsăm pe altă dată. Scris-o. Putem să facem. Sau lăsăm pe altă dată. Lăsăm altă dată că am un avion. Aceasta e. Mai de ce, dar ei o să primească, o să răspundă într-o lună. Poate să zic că nici măcar nu e de competența lui. Nu măcar să-mi dea răspuns, să am dovadă la mână. Pentru ce domnul șofer s-a făcut lucrul ăsta, l-a scos de sub cod penal, că pe dânsul primul raz. Și matate a făcut martor. Da, primul raz l-a învinuit și pe urmă îl scoate de sub cod penal. Cum pentru să că o găsit alt vinovat, pentru că o găsit alt vinovat. Eu înțeleg una, banii cei care trebuia să vii la mine, care eu am spus că nu vând copilul, s-au dus într-o parte undeva. Eu s-o cătaia asta, dacă el a fost scos de cod penal, n-am dovieți, dar fapt așa, noi trebuie să ne gândim, fiecare poate să gândească. Deducem, așa. Da.